Bun găsit! Horoscopul zilei de sâmbătă, 17 aprilie 2021. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Ziua de sâmbătă ne va spori încrederea și ne va da sentimentul că vom putea face orice. Totuși, vom putea simți unele senzații de nemulțumire. Vom înclina să supracompensăm totul, luând mai mult decât vom da, sau autodepășindu-ne. Prima jumătate a zilei va fi mai dificilă. Multe dintre dezacordurile mai vechi vor escalada. Vom putea deteriora relațiile cu persoane pe care de obicei le înțelegeam. Participarea la proiecte comune ne va aduce adesea mai multă emoție decât beneficii reale. Vibrația zilei este 8 și o să cheltuim atât cât e nevoie, fără excese. Treptat, influența tendințelor pozitive va crește și a doua jumătate a zilei va fi considerabil mai liniștită decât prima. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nu va fi ziua cea mai bună pentru nativul berbec. Totuși, de dimineață, acesta va avea șansa de a obține un succes nesperat. Va putea rezolva niște probleme dificile sau va găsi oameni ce vor dori să devină aliații săi. Astrele îi recomandă să nu înceapă vreo colaborare cu persoane pe care nu le cunoaște suficient de bine și nici să nu facă promisiuni fără să cunoască toate datele problemei. Nativii berbec sunt foarte intuitivi și reușesc să le citească gândurile celor din jur. Este un lucru bun să vă axați pe nevoile celorlalți și să le săriți în ajutor. În a doua parte a zilei, nativul berbec ar putea participa la o reuniune cu prieteni. Spre seară va fi de dorit să acorde cât mai mult timp odihnei, să se recompenseze după o săptămână de lucru. Taur. Nativul Taur va avea o zi contradictorie. Problemele vor apărea mai des decât de obicei, dar va avea șansa obținerii unui succes semnificativ. Va fi posibil să intre în competiție cu un adversar puternic. Taurii care nu se află într-o relație au multă energie pe care ar putea să o redirecționeze către exercițiile fizice, iar ceilalți ar fi bine să se concentreze asupra partenerului. Astrele îl sfătuiesc să nu aștepte ca acesta să cedeze, ci va trebui să depună eforturi maxime pentru a ieși în câștig. Încasările în numerar vor fi foarte probabile. Chiar dacă vor putea fi mai modeste decât se va aștepta, totuși acestea îi vor permite nativului Taur să facă unele achiziții folositoare, atât pentru nevoile proprii, cât și pentru cei dragi. Gemeni. Pentru nativul Gemeni va fi o zi favorabilă pentru a învăța lucruri noi, pentru a colecta informații ce îi vor putea fi utile în viitor. Printre cei din jurul său vor exista persoane pe a căror experiență se va putea baza. În sfera de afaceri, îi se vor deschide noi perspective prin persoane pe care le-ar putea întâlni la o reuniune amicală de weekend, fiind posibil ca acestea să îi ofere o cooperare pe termen lung. La Gemeni, conflictele apar din cauza situației financiare sau a unor probleme legate de bani. Încercați să vedeți partea plină a paharului dacă vreți să găsiți soluții. Astrele îi recomandă nativului Gemeni să își țină promisiunile pe care le-a făcut recent rudelor sale, mai ales pentru perioada de sărbători. Altfel, cu greu va putea evita certurile. A doua jumătate a zilei o va dedica unei scurte călătorii de recreere în compania celor dragi. Rac. Ziua va fi de bun augur pentru nativul Rac. Va simți o creștere a vitalității, va ști ce trebuie să facă pentru a reuși în acțiunile sale. Astrele îl sfătuiesc să-și asculte intuiția. Aceasta îl va ajuta să evite eventualele probleme și să ia deciziile corecte. Pentru Raci va fi o zi agitată, însă aveți suficientă energie să faceți tot ce vă propuneți, așa că integrați cât mai multe activități pe listă. Dacă în anturajul său va apărea o dispută între doi prieteni apropiați, atunci va fi candidatul ideal pentru rolul de arbitru. Seara, nativul Rac o va petrece relaxându-se în compania celor dragi. Va putea primi oaspeți și toată lumea se va bucura de clipe minunate. Leu. În prima parte a zilei vor exista unele dificultăți și neînțelegeri pentru nativul Leu. Nu totul va merge așa cum era planificat. Diferențele de opinie între membrii familiei nu vor fi excluse. Va fi dificil să se ajungă la un compromis. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru mici cumpărături, pentru schimburi de idei și opinii.
Leii sunt foarte creativi, iar dacă adaugă puțină organizare și planuri bine puse la punct, rezultatele v-ar putea uimi. Către seară, nativul leu va discuta cu prieteni sau cu alte persoane care îi împărtășesc interesele. La această reuniune, vechi cunoștințe îi vor reaminti clipe plăcute petrecute împreună cu mulți ani în urmă. Fecioară. Ziua va fi destul de obositoare pentru nativul fecioară, dar perspectivele ce vor apărea vor fi extrem de tentante. Va trebui să ia decizii importante. Va avea nevoie să se concentreze, să studieze și să lucreze la proiectele aflate în derulare, chiar dacă este sâmbătă. În acest sens, se va putea baza pe propria intuiție, sfaturile acesteia fiind, ca întotdeauna, infailibile. Fecioarele ar fi bine să evite pe cât posibil cheltuielile. Aveți tendința să aruncați bani pe geam, iar achizițiile se vor dovedi nefolositoare. În a doua parte a zilei, nativul fecioară va avea șansa de a se întâlni cu persoane interesate de atingerea unui obiectiv comun. Seara se va relaxa în compania celor dragi. Balanță. Nu va fi cea mai bună zi pentru nativul balanță, deși începutul acesteia va fi promițător, ideal pentru rezolvarea unor probleme. Diverse negocieri vor fi în curs de desfășurare, în cadrul cărora va încerca să găsească un limbaj comun cu ceilalți parteneri sau colaboratori. Pentru balanță este o zi excelentă să ia hotărâri privind locul de muncă, un parteneriat de lungă durată sau o achiziție importantă. Dar de la mijlocul zilei, situația se va schimba, iar tendințele negative vor câștiga tot mai mult teren. Vor putea apărea dezacorduri cu persoane apropiate sau va trebui să se ocupe de chestiuni pe care va prefera să le amâne. Spre seară, nativul balanță se va refugia între paginile unui roman captivant. Scorpion. Nativul scorpion va avea o zi favorabilă din multe puncte de vedere. Va fi norocos în anumite privințe, adesea circumstanțele apărute vor fi cea mai bună cale spre succes. Nativii scorpion comunică cu ușurință, iar astăzi își pot mări anturajul. Veți întâlni persoane care vă vor schimba perspectiva asupra vieții, chiar și în mediul online. Tot ce va trebui să facă va fi doar să se afle în locul potrivit, la momentul potrivit. Va avea câteva idei bune pe care le va discuta cu persoane având aceleași interese și de la care cu siguranță va primi sprijin. După amiază, nativul scorpion va avea un moment bun, plin de creativitate. Spre seară vor fi posibile surprize plăcute venite de la cei dragi. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi minunată, va creiona planuri grandioase, atât pe plan personal cât și pentru cariera sa. Cu cât va fi mai hotărât și mai încrezător în propriile forțe, cu atât rezultatul acțiunilor sale va fi mai benefic. Se va putea întâlni cu persoane care îi vor împărtăși interesele și îi vor oferi sprijin. Veștile bune pentru săgetători vin din sectorul comunicării. Dacă aveți de susținut un examen sau aveți programată o ședință, veți excela. Relațiile ce vor începe ca fiind de parteneriat vor putea deveni în timp prietenoase sau romantice. Spre seară, nativul săgetător va întâlni vechi cunoștințe într-o vizită și va avea oportunitatea de a restaura unele relații întrerupte. Capricorn. Nativul Capricorn se va bucura de o zi favorabilă evenimentelor sociale, plimbărilor în aer liber sau vizionării de spectacole sau piese de teatru, chiar și online. Cu această ocazie va avea șansa să atragă atenția unei persoane ce îi va stârni un interes deosebit. Capricornii vor fi mediatorul de serviciu din familie. Deși vor exista conflicte, poate ar fi bine să nu dați prea multe sfaturi. Astrele îi recomandă să nu-și piardă timpul cu lucruri ce nu le va putea schimba, să lase îndoielile deoparte și să acționeze în acele direcții unde îi dictează intuiția sau unde crede că va avea de câștigat. Spre seară, nativul Capricorn va avea șansa de a face o tranzacție profitabilă sau va putea primi bani dintr-o sursă neașteptată. Vărsător. Va fi esențial pentru nativul vărsător să-și mențină calmul în această zi. Vor exista mai des decât de obicei dezacorduri minore cu persoane apropiate. Totuși, acesta nu va permite izbucnirea unor conflicte, deoarece va face concesii la timp. Întâlniri neprevăzute cu persoane care au fost odată importante pentru el nu vor fi excluse. Astăzi, vărsătorii au de luat decizii privind o achiziție sau semnarea unui contract. Recomandarea este să vă documentați foarte bine, dar să vă bazați și pe instinct. Va putea încerca restabilirea unor relații, deși va fi puțin probabil ca acest demers să îl avantajeze. Spre seară, comunicarea nativului vărsător cu cei dragi va fi oarecum mai dificilă decât de obicei. Pești.
Nativul pești va avea o zi dificilă, va trebui să facă eforturi suplimentare pentru a o traversa cu bine. În demersurile sale va întâlni obstacole serioase. Nu va fi întotdeauna posibil să le depășească din prima încercare. Va trebui să arate perseverență, iar nativii pești se descurcă lăudabil în relațiile personale sau cele cu străinătatea. Veți primi vești sau cadouri de peste hotare. Astrele îl sfătuiesc să nu ia decizii privind banii sau bunurile în această zi. Nativul pești va avea tendința de a investi încredere în persoane care nu merită acest lucru. Va trebui să asculte sfaturile celor apropiați, cei care îl cunosc bine și l-au ajutat deja de multe ori în momente dificile. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași și un like sau comentariu. Mulțumim!